Domnișoarelor, domnilor, o mare autoare, una dintre cele mai mari autoare care trăiesc în momentul de față, este vorba despre Ludmila Ulițcaia, scriitoare care s-a născut în 1943 în Ural. Ludmila Ulițcaia a primit marile premii ale lumii literare europene, cu excepția unuia singur, premiul Nobel pentru literatură. Dar, cum acest premiu are conotații politice întotdeauna, nu știu dacă Ulițcaia va apuca să-l ia. Este un om care a luptat și luptă împotriva tendințelor dictatoriale din Rusia actuală. Este cea care vehement s-a opus, mai ales în ziarele importante din Marea Britanie și din America, s-a opus politicii lui Putin. Deci, Ludmila Ulițcaia îndeplinește și criteriul, să-i spunem, atitudinii politici, atât de cerut de juriul premiului Nobel. Vom vedea ce se întâmplă. Până atunci, lansăm noul ei roman, Scara lui Iacov, romanul pe care l-a publicat în 2016 în Uniunea Sovietică, în Rusia, l-am zis departe, și care până în momentul de față s-a tradus în peste 25 de țări. Succesul cel mai mare Ulițcaia îl are în Franța și mă uitam pe YouTube la lansarea acestui roman la editura Gallimard, erau poze nesfârșite, era Ulițcaia de față și dădea autografe. Același lucru se întâmplă în Ungaria, același lucru se întâmplă la Praga. Ar fi bine dacă s-ar întâmpla așa și în România, pentru că nu sunt mulți mari scriitori ai lumii din momentul de față și Ludmila Ulițcaia este una dintre ei. Este pentru prima oară când Ludmila Ulițcaia scrie un roman autobiografic. Îl așteptam de mult. Asemăn această carte, acest roman, cu cea mai puternică evocare a propriei vieți prin filtrul literaturii pe care ne-a dat-o un alt mare scriitor al lumii, nici el n-a luat premiul Nobel pentru literatură, este vorba despre Amos Oz. Poveste despre dragoste și întuneric, povestea lui autobiografică, o asemăn cu acest roman autobiografic, Scara lui Iacov. Căci în finalul lui aflăm un lucru cutremurător. Acest Iacov, de fapt, este bunicul Ulițcăiei, iar jurnalele și documentele inserate în roman fac parte din dosarul bunicului ei, găsit în arhivele KGB. Despre acest roman al Ludmilei Ulițcaia am invitat astăzi o mare scriitoare româncă care a luat de curând al doilea mare premiu european. Primul a fost pentru roman și acum iată l-a luat pentru o novelă. Este vorba despre Ioana Pârvulescu și de asemenea l-am invitat pe jurnalistul și istoricul Cristian Pătrășcon. Ioana Pârvulescu.